Eu nu cred că în următoarele zile se va întâmpla acțiuni militare pe teritoriul Republicii Moldova. Eu am spus de două ori pe parcursul acestei emisiuni și mai repet încă o dată. În momentul în care vor apare probleme în jurul Odesei sau la Izmail, atunci ar trebui să ne facem griji. Până atunci nu cred că există o problemă. Dar Republica Moldova, da, trebuie să investească în apărare. În ceea ce privește munițiile de la Colbasna, eu v-aș întreba altceva, dar de ce aceste muniții trebuie să plece în Federația Rusă? Există acordul de la Belovezhskaya Pusha care spune foarte clar toate activele care sunt pe teritoriul statelor noi formate sunt proprietatea acestor state. Noi de ce trebuie să le dăm? Acolo sunt 100 de tancuri, acolo sunt 50 de blindate conform aprecierilor pe care le-au făcut ucrainienii acum zilele de astea recent. Există echipamente pentru 50.000 de ostași, de la pușcă mitralieră până la linguri și așa mai departe. Și ele sunt proprietatea Republicii Moldova. Că acum trebuie să ajungă la o înțelegere cu transnistrenii. Ăștia, dacă nu vor să lupte, ar trebui cumva să ajungă la un acord de înțelegere prin care ei să ofere trecerea armatei Moldovei pe teritoriul Transnistriei. Da. Soluție fantastice, sunt soluții realiste. Niciodată transnistrenii, adică Federația Rusă, nu o să ne permite nou să avem acces la armament. Apropo, provine din Germania Democrată. Domnul Mihai, concluzie, pentru că avem un minut până la urmă. Foarte scurt. Republica Moldova este în pericol, dar nu trebuie să exagerăm. Desigur că frontul încă e departe de Republica Moldova. Măsurile de urgență care trebuie să urmate sunt clasice. Eu mă aștept ca guvernarea totuși să înceapă un proces rapid. Noi putem să împrumutăm armament din România, de oriunde, de lume. Într-o săptămână, două, pot aduce 10-20 de tancuri în Chișinău sau 10-20 de helicoptere pe care le pot mănui. Trebuie să avem un potențial de descurajare minimal pentru, pentru cel puțin armata separatistă. Asta este opinia mea. Domnule Marinuță? Din punctul meu de vedere, cel mai eminent pericol actualmente este intern. El provine de la coloana Cinscea, care este la moment practic folosită de către Federația Rusă pentru a-și atinge scopurile sale politice, folosind acest instrument. Dacă va ieșua, și eu presupun că asta undeva după 9 mai, mai la sfârșitul mai, atunci noi putem să ne așteptăm și la alte acțiuni, inclusiv și de ordine militare din partea Federației Rusă. Dar ei se vor strădui la momentul actual în Republica Moldova anume, având Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor, o parte foarte mare de vorbitori de limba rusă care sunt susținători să folosească eficient această coloană. Domnul Sinchevici. Eu aș fi de acord că acum Rusia nu are capacitatea să prezinte un pericol pentru Republica Moldova. Și cel mai important și noi trebuie să evităm, asta e o panică în societate. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.